Candidații USL pentru un mandat de deputat, respectiv senator în colegiul numărul 1, Nicolae Florian și Nicolae Bădălău, împreună cu primarul Nicolae Barbu, s-au aflat miercuri în cartierul Tineretului. Sute de giurgiuveni au venit să afle chiar de la cei care le vor reprezenta interesele în Parlament, care sunt proiectele pentru Giurgiu din platformele program ale acestora și ce pot face pentru ca giurgiuvenii să o ducă mai bine. Și pentru că parlamentarul trebuie să fie în mijlocul oamenilor pentru a le asculta păsurile, cei doi candidați din partea USL au asigurat pe giurgiuveni de tot sprijinul lor și de faptul că se vor lupta ca Giurgiu să ajungă pe harta județelor cu o reală dezvoltare economică. Sunt onorat să vă reprezint interesele ca și proiecția dumneavoastră în Parlamentul României și aștept să, ca după votul de dumneavoastră pentru USL din data de 9 decembrie, să ne trimiteți în Parlament pe mine, deputat, pe domnul Bădălău, senator, să putem să ajutăm pe domnul primar Barbu, să putem să ajutăm Consiliul Local, să-l ajutăm pe domnul Mustățea, președintele Consiliului Județean, să putem să ajutăm Consiliul Județean. Ne vom pune și vă concentra atenția către dumneavoastră, că dumneavoastră ne trimiteți în Parlament și nu noi ne ducem de unul singur. Noi, de unii singuri. Noi avem un singur vot, fiecare între noi. Dacă știm să-l concentrăm și să-l polarizăm către un anumit candidat, cu siguranță vom reuși să facem treabă în orașul nostru. Eu, în calitate de candidat la funcția de deputat, vă promit în orașul nostru două cabinete de deputat, unul în zona Tineretului și unul în zona centrală, astfel încât să nu rupem niciodată relația deputat, respectiv senator, cetățean și nici deputat primar sau președinte de Consiliu Județean. Voi fi alături de dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet că mă sprijiniți, simt sprijinul dumneavoastră și îmi asum responsabilitatea câștigării alegerilor pe Colegiul 1, orașul Giurgiu. Avem o echipă puternică, Floricel, un om deosebit, domnul primar, un om valoros, care suntem convinși că în 4 ani vor reuși să facem din Giurgiu un oraș modern, ceea ce ne dorim toți. Cu locuri de muncă, cu oameni care să fie veseli, cu pensionari care să trăiască mai bine, cu copii care să rămână lângă dumneavoastră aici în Giurgiu și să nu mai plece. Și această echipă și după 4 ani va veni în fața dumneavoastră și va spune ce a realizat fără să-i fie rușine. De ce am nevoie de această echipă? Am nevoie de această echipă unită, fiindcă niciodată Giurgiu n-a avut o alianță și o unitate ca acum. Tot timpul ne-am bătut între noi și au ieșit alții. Au ieșit alții veniți de la București, au venit alții din alte părți. Eu nu zic că dacă vine un om sau dacă stă mai puțin în Giurgiu. Problema este de unde e felul lui sau de unde stă el, unde are serviciu, unde locuiește, ce vecini are, ce prieteni. Poate el să se mai uite în ochii acelor vecini dacă nu-și face treaba. Ori acești oameni sunt aici, sunt în mijlocul dumneavoastră. Floricel spunea că își va face încă un sediu de campanie aici. Dumneavoastră știți unde are serviciu acolo. Dacă nu luați o piatră, mai spus-o în campanie, dacă nu mă țin de promisiuni, știți unde am sediu, mi-aruncați o piatră, să nu plec din orașul ăsta. Deci am responsabilitatea a ceea ce spun, că voi face același lucru, sunt și acești oameni. Îi girez pentru faptul că am încredere că pot să ajute și primăria Giurgiu, pot să ajute și municipiul Giurgiu. Banii îi facem, banii îi strângem din impozite, din taxe, dar mai vin lucrări care ai nevoie de o susținere acolo, ai nevoie să-i dai un dosar să plimbe cu el pe la ministere, că acolo se întâlnesc cu toții. Noi aici ne plimbăm, dar știți că până la urmă te duci cu hârtiile undeva și dacă nu e cineva care ți-o ducă mai departe, degeaba. Fiți alături de ei, fiți uniți cum ați fost și în vară, faceți acea unitate să fie până la sfârșit și haideți să mai facem un efort. Și o mai vedea peste 2 ani ce efort mai trebuie făcut, fiindcă și atunci avem, dar acum e mai important, fiindcă oamenii pe care îi trimitem acolo, aceștia vor decide destinele pe 4 ani, la nivel național. Că dacă nu ieșim la vot, cei care îi votăm și...